Privind înstrăinarea acestui teren, a fost vreo informație și la nivel de zvon înainte să apară în spațiu public? Nu, cel puțin la noi nu a ajuns informația aceasta. A fost o situație pe care nu ne-am putut explica, în care ni s-a solicitat la ANCPI să demarăm o procedură de dezmembrare a imobilului, dar fără să ni se dea explicații de ce. Și apoi, la aproximativ o săptămână, am primit în mod oficial de la Ministerul Culturii solicitarea unui punct de vedere privind o solicitare care ajunsese pe traseu Institutul Elie Wiesel, Secretarul General al Guvernului, Ministerul Culturii, și apoi la noi pentru punct de vedere privind această dezmembrare a imobilului Muzeului Antipa pentru construirea pe suprafața care ar fi urma să plece de la muzeu, a Muzeului Istoriei Evreilor și Holocaustului în România. Propunerea a venit din partea Institutului Elie Wiesel. Directorul Institutului a spus că cei de la guvern au spus că pe suprafața respectivă nu există un proiect de dezvoltare muzeală sau instituțională. În același timp, înțeleg că Muzeul Antipa are nevoie de o lărgire, extinderea suprafețelor și se ia în calcul extinderea cumva la subsol. Ceea ce a spus, nu mă aștept că guvernul poate să cunoască situația particulară a fiecărei instituții publice din țara aceasta, și afirmația pe care ați amintit-o nu este chiar corectă. În momentul de față, în contractul de management pe care l-am început cu anul 2017, este prevăzută o extindere a Muzeului Antipa printr-o construcție într-adevăr în subteran, pe modelul unor altor muzee de istorie naturală din lume, cel de la Paris, cel de la Viena, cel de la Budapesta. Trebuie să mai spun de asemenea că, istoric vorbind, au existat nenumărate tentative de extindere a muzeului în diferite stadii, de la memorii către minister, începând chiar cu Antipa, și apoi în diferite momente de timp această temă s-a reluat și în 1998 a existat chiar o hotărâre de guvern pentru începerea lucrărilor de extindere. Deci această idee a extinderii Muzeului Antipa nu este una nouă, este una care se vehiculează de peste 100 de ani. Și repet, în momentul de față, în anul acesta, spre exemplu, în 2019, în acest contract de management, este prevăzut tocmai începerea, realizarea unui studiu privind posibilitățile tehnice de realizare ale acestei extinderi. Asta în situația în care v-ați fi întrebat de ce din 2017 și până acum ce s-a întâmplat. Pur și simplu, contractul de management, proiectul de management are prevăzute activități pentru fiecare an și prima activitate privind această problemă este prevăzută tocmai pentru anul 2019. În acest moment, cum valorificați terenul respectiv? Pentru ce este folosit? În acest moment, terenul este folosit pentru activitatea de educație, pentru că trebuie să vă spun că el este, în primul rând, un spațiu verde urban, și aceasta este o temă de mare actualitate, atât în ceea ce privește aspectele de urbanism, cât și în ceea ce privește aspecte științifice, de ecologie. Se vorbește foarte mult despre importanța spațiilor verzi urbane pentru comunitățile citadine. Și aceste spații verzi urbane sunt de mai multe feluri. Adică poate că la prima vedere ar putea să pară că înseamnă doar parcuri cu alei și băncuțe, dar nu înseamnă doar asta. Există o plajă largă de spații verzi urbane, de la cele foarte amenajate, pe care tocmai le-am amintit acum, parcuri cu alei, băncuțe, până la spații aproape sălbatice, așa cum este curtea noastră, și fiecare are funcții diferite. Dintr-un punct de vedere, ele asigură filtrare, oxigen, filtrare pentru zgomot, pentru praf, pentru noxe, reglează temperatura zonei. Din alte puncte de vedere, cum spuneam, însă funcțiile sunt diferite. Spre exemplu, parcurile sunt locuri de agrement, sunt locuri de socializare foarte important pentru comunitate, în timp ce zonele acestea, mult mai apropiate de starea lor naturală, deci sălbatică, sunt spații în care biodiversitatea este foarte mare, pentru că în celelalte spații biodiversitatea este redusă la minimum. Sunt spații în care se poate practica foarte mult și se practică, în cazul nostru, educația în spiritul naturii și în spirit ecologic și în context. Astăzi trebuie să spun că una dintre cele mai
mari probleme ale omenirii acceptată pe plan global și asumată și de România este criza biodiversității. Se spune că suntem într-o așa numită a cincea criza biodiversității, a cincea extincție globală, dispar specii și se pare că, adică studiile științifice arată că ele dispar datorită activităților umane. Și atunci problema aceasta a conservării biodiversității este extrem de importantă. Pe de o parte, după cum vă spuneam, un astfel de spațiu verde oferă el însuși o biodiversitate mai mare decât a oricărui alt tip de spațiu verde urban. Pe de altă parte, însă și probabil cel mai important este că oferă un teren de studiu, de educație în spiritul acesta al conștientizării problemei pe care avem legat de biodiversitate și al educării oamenilor să facă ceva în sensul ăsta. Deci ăsta este modul în care este folosit prin activitățile pe care noi le derulăm. Generic le numim ateliere, însă ele, asta însă acoperă o plajă destul de largă de activități și, repet, ăsta este modul în care constant terenul acesta este folosit în momentul de față. Cum ar avea de suferit Muzeul Antipa dacă s-ar ceda terenul respectiv și ar fi construit un alt? Trebuie să vă spun aici că, în primul rând, dintre toate personajele, toți actorii care au vorbit despre acest subiect în ultima vreme, unul singur este din zona muzeală, este un specialist de muzeu și anume eu ca director al Muzeului Antipa, deci specialiștii Muzeului Antipa. Așa că, în calitate de specialist de muzeu, trebuie să vă spun următorul lucru. Muzeele, ca instituții, au un ciclu normal de viață. Ele își îndeplinesc menirea, indiferent care este aceea, că vorbim de un muzeu de artă, că vorbim de un muzeu de istorie, că vorbim de un muzeu de istorie al Holocaustului sau vorbim de un muzeu de istorie naturală. Aceste scopuri și le îndeplinesc prin următoarea activitate. Acumulează colecții de obiecte care sunt încărcate de semnificații pentru comunitate. Aceste semnificații sunt constant reinterpretate, sunt transmise publicului în forme din ce în ce mai diverse, tocmai pentru a își îndeplini acea menire de transmisător de valori culturale. Și făcând acest lucru, prin intermediul colecțiilor, muzeele acumulează colecții, ceea ce face ca în ciclul normal de viață al locului muzeu, el să fie nevoie să fie extins la un moment dat. Toate muzeele din lume au trecut printr-un astfel de proces, toate muzeele din România trec printr-un astfel de proces, nu mai departe decât aici în jurul nostru, ca să dăm exemple pe care toată lumea le cunoaște, Muzeul Țăranului a fost extins față de clădirea inițială, Muzeul Satului a fost extins față de clădirea inițială, Muzeul de Istorie a fost extins față de clădirea inițială, deci toate trec prin ciclul ăsta normal de viață. V-am spus că Muzeul Antipa a încercat de-a lungul timpului, de peste 100 de ani să se extindă și nu a reușit încă, însă amplasarea a încă unui muzeu în spațiul acesta ar face două lucruri greșite din start, din punct de vedere muzeologic vorbesc. Ar bloca posibilitatea de extindere a unui muzeu care funcționează deja și funcționează bine, și anume Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, pentru că este unul dintre muzeele importante ale acestei țări, din multe puncte de vedere. Și al doilea lucru, la fel de important, ar bloca din start posibilitatea de extindere a muzeului nou înființat. Acel muzeu ar fi condamnat să rămână în starea în care a fost înființat. Și trebuie să vă dau următorul exemplu. Muzeul Evreilor de la Berlin este unul dintre cele mai vizitate muzee din Germania. El a fost înființat în 2001 și până în 2012, deci atenție, în doar 11 ani a avut încă două extinderi de clădire. Pentru că ăsta este sensul de existență al acestor instituții muzeale, să crească. Să crească pentru că ele acumulează colecții și aceste colecții trebuie să poată fi păstrate undeva, trebuie să poată fi expuse undeva, trebuie să poată fi studiate undeva. Acest lucru, pentru că în spațiu public recent am văzut unele opinii că s-ar putea crea aceste spații pentru păstrarea colecțiilor, pentru studiilor undeva la mare distanță de sediul central al muzeului, aceasta este o idee, aș spune eu, neinspirată, pentru că relația între cercetători, între stafful muzeului și colecție este una extrem de strânsă. Nu se poate pune problema să se întâmple așa ceva, decât în cazul în care nu doar colecțiile ar fi duse acolo, ci pur și simplu s-ar construi, s-ar întemeia, ca să spun așa, o nouă ramură a muzeului cu staff, cu cercetare, cu public, cu toate alea, care să fie în altă parte. Deci vorbim deja pe un alt palier, vorbim despre fie, nu știu, pierderea muzeului acestuia așa cum îl cunoaștem și temerea lui în altă parte, și lucrul acesta, după părerea mea, în momentul de față este prematur, pentru că muzeul acesta, Antipa, în cazul de față, are unde să
extinde aceste spații, rămânând în acest loc istoric, pentru că trebuie să vă spun, locul în care ne aflăm este unul foarte important, încărcat la rândul de semnificații pentru comunitatea, pentru București, pentru țară, pentru că este cel mai vechi imobil, așa cum îl cunoaștem, împreună cu curtea, din zona aceasta Piaței Victoriei. Este singurul care denuiește din acea perioadă de început de secolul al XX-lea. Este primul muzeu, atenție, este primul muzeu înființat de statul român. Pentru că mai există muzee întemeiate în acea perioadă, unele poate un pic mai devreme, dar au fost înființate de entități private, fie societăți, de genul Societatea Medicilor și Naturaliștilor la Iași, fie de mecena, de persoane private, așa cum a fost baronul Bruckenthal la Sibiu, dar într-un stat român, care urma să devină apoi parte din țara românească în 1834, acesta este primul muzeu pe care statul român a considerat că trebuie să-l întemeieze pentru a susține cultura națională. Astăzi, în Constituția României se vorbește despre acest lucru. Statul român susține cultura națională. Acest lucru a început în România cu muzeul ăsta. La un an după regulamentul organic, statul român a înființat Muzeul de Istorie Naturală și Antichități, din care o parte reprezintă Muzeul Antipa de astăzi. Deci vorbim de semnificație culturală, istorică, senzațională pentru noi. După părerea mea, în momentul în care conștientizăm acest lucru, pentru că sunt de acord că poate nu toată lumea trebuie să cunoască aceste lucruri, nu le cunoaște poate toată lumea, dar în momentul în care le aflăm, mi se pare că este imposibil să nu ne spunem, Doamne, ce avem aici, trebuie să facem lucrul acesta să dăinuiască și să se dezvolte. Pentru că în momentul în care a fost înființat, trebuie să vă spun, regele Carol I vorbea despre un muzeu demn de capitala țării. Vorbea despre, când a fost înființat în clădirea aceasta, pentru că față de momentul 1834, în 1908 muzeul a fost deschis în acest loc și iarăși un loc plin de semnificații, pentru că a fost prima clădire din România construită ca muzeu. Multe alte muzee pe care le cunoașteți funcționează în clădiri care inițial au avut altă destinație, dar acesta a fost construit din nou de statul român, a considerat că merită să construiască o clădire special pentru un muzeu. Trebuie să vă spun însă că s-a întâmplat acest lucru în 1908 într-un moment de schimbare de idei despre ce înseamnă muzeu, pentru că până atunci un muzeu însemna un spațiu pentru public în primul rând, ceea ce înseamnă spații spectaculoase, atractive. Și din acel moment, de la începutul secolului al XX-lea, oamenii au început să conștientizeze că muzeul înseamnă mult mai mult decât atât. Muzeul nu înseamnă patru pereți și un acoperiș. Muzeul înseamnă, în primul rând, colecțiile din spate, pentru că acestea, așa cum v-am spus, nu pentru că ar avea valoare economică, deși au și asta, ci pentru că sunt încărcate de semnificații. Fiecare obiect de acolo are o simbolistică și reinterpretarea constantă a acelor obiecte, practic, este dovada a ce însemnăm noi din punct de vedere cultural, specia aceasta, omul pe planetă. Asta înseamnă muzeele. Și deci în acel moment, la început de secolul al XX-lea, cei care lucrau în domeniul muzeal au început să conștientizeze importanța colecțiilor și atunci muzeele au început să fie construite cu spații pentru păstrarea colecțiilor, cu spații pentru studiul colecțiilor, deci laboratoare, ceea ce clădirea aceasta nu a avut. Vă spuneam că a fost prima construită ca muzeu în România, a fost inovatoare din multe puncte de vedere, prima clădire la care s-a folosit betonul armat, dar acest lucru nu l-a avut, nu a avut niciodată spații construite de la început pentru a păstra colecțiile, pentru a le conserva, pentru a le studia. Tot ceea ce în momentul de față există în acest muzeu cu această destinație, inițial a avut altă destinație, au fost spații pentru altceva și pe care noi le-am adaptat de-a lungul timpului ca să putem să ne îndeplinim menirea. Și am vorbit în ultima vreme despre dimensiunea mare a colecțiilor muzeului, vorbim de 2 milioane de piese. Trebuie să vă spun că între muzee, muzeele de istorie naturală în mod particular generează colecții foarte mari, dintr-un motiv foarte simplu. Muzeele de istorie naturală își generează colecțiile în bună măsură prin activitatea propriilor angajați. La un muzeu de artă, spre exemplu, angajații nu sunt cei care pictează tablourile. În timp ce la un muzeu de istorie naturală, cei care lucrează în muzeu, la un moment dat sau la altul, de-a lungul istoriei sale, sunt cei care generează colecțiile prin activitatea lor de cercetare. Și asta face ca aceste colecții să fie foarte mari. În momentul de față, în forma actuală fizică, Muzeul Antipa nu mai poate să crească, el poate doar să conserve și să studieze ceea ce are, dar este păcat pentru că menirea unui muzeu, după cum v-am spus, este să genereze constant colecții care sunt purtătoare de semnificație. În cazul Muzeului Antipa vorbim despre colecții care vorbesc despre viața pe planetă, despre cel mai important lucru la urma urmei pe această planetă. Și ca toate muzeele de istorie naturală, documentează o părticică din acest miracol
al vieții pe planeta noastră. Și, repet, în formula actuală nu avem cum să mai dezvoltăm această parte. Este cu adevărat imperios să extindem această clădire. Ăsta este motivul pentru care vă spuneam că în actualul contract de management este prevăzut acest plan. Uh-huh. Repet, probabil că, sunt sigur, nu s-a știut la nivelul guvernului, deși contractul de management evident este un document oficial semnat între mine ca manager al muzeului și reprezentanții Ministerului Culturii. Eu am toată încrederea că odată ce aceste informații sunt aduse la cunoștința întregului public, de la publicul obișnuit până la oamenii importanți care conduc această țară, va fi înțeles de ce este nevoie ca muzeul acesta să se extindă și va mai fi înțeles încă ceva. De ce este nevoie ca un muzeu nou constituit al Holocaustului, care este indubitabil că trebuie făcut, trebuie să fie la rândul lui făcut de la început așa încât să se poată dezvolta. Nu cred că își dorește nimeni să întemeieze un muzeu pe care să-l condamne de la început la înghesuială, la stagnare. Nu ăsta este modul constructiv de a face ceva. Și asta este punctul meu de vedere de specialist de muzeu. Toate muzeele din lume sunt făcute cu această idee în cap. Și dacă avem posibilitatea, și noi avem această posibilitate acum, să construim un muzeu de la zero. În secolul acesta în care ne aflăm, în mileniul al treilea, avem posibilitatea să o facem în modul cel mai profesionist cu putință, în modul cel mai înțelept cu putință, să ne gândim de la început care este comunitatea care îi se adresează, cât de importantă este tema sa și nimeni nu discută despre acest lucru și cum merită atunci să ne gândim de la început, hai să-l facem așa încât el se poate dezvolta pe viitor. Plasat între aceste muzee aici, este limpede că nu se pune problema dezvoltării sale ulterioare. Directorul Institutului Elie Wiesel spunea că unul dintre argumentele sale ar fi că mai sunt în zonă încă 3 muzee și s-ar face un cartier muzeal. Înțeleg acest punct de vedere, dar vă rog să priviți problema din punctul de vedere pe care tocmai l-am explicat acum. Da, am înțeles. Odată ce facem acest lucru, toate aceste muzee sunt condamnate la nedezvoltare. Mm-hmm. Este împotriva sensului de întemeiere a unui muzeu, împotriva sensului de existență a unui muzeu. Există în zona centrală, pentru că aici nu vorbim doar de un cartier al muzeului, vorbim de o axa muzeului, cu Piața Victoriei, adică de la Muzeul Satului, Chiselef, Muzeul Țăranului, Muzeul Geologic, Muzeul Antipa, Muzeul Enescu, Muzeul de Istorie, deci vorbim despre axa muzeelor, nu doar despre un cartier al muzeelor aici, și pe această axa muzeelor, din ceea ce mi s-a spus, nu vreau să mă pronunț pentru că nu sunt specialist în urbanism sau așa ceva, dar am discutat cu colegi care au aceste competențe, există spații potrivite care să valorifice această axă a muzeului de artă, care să valorifice această axă a muzeelor. Deci nu trebuie să rămânem, după părerea mea, ancorați în ideea aceasta că dacă avem 3 muzee și putem să mai punem și pe al patrulea pentru că va fi bine pentru toate 4. Este poate un pic contraintuitiv, dar dacă ne gândim pendelete din perspectiva pe care eu v-am explicat-o acum, o să vedem că, dimpotrivă, pentru dezvoltarea tuturor acestor muzee, este bine să le gândim de la început așa încât să existe spațiul fizic, în primul rând, pentru dezvoltare. Nu se poate altfel. Nu? Deci, asta înseamnă muzeu. Muzeu înseamnă colecții. Colecții public. Dacă nu avem această componentă de colecții, sigur, putem să ținem publicul, nu știu, ca într-un centru cultural oarecare. Adică se întâmplă chestia asta. Există organizații culturale care interacționează cu publicul, care transmit mesaje importante pentru public, fără să aibă colecții în spate. Dar acelea nu se numesc muzee. Noi vorbim aici de muzee. Muzeul este un tip special de instituție care își îndeplinește menirea prin intermediul colecțiilor sale. Deci trebuie să conștientizăm acest lucru. Este important pentru mine ca specialist de muzeu să pot explica lucrul acesta publicului. Trebuie să conștientizăm importanța acestor colecții și faptul că trebuie să gândim instituția muzeală astfel încât să poată să permită creșterea lor ulterioară. De la începutul acestui scandal, să-i spunem, ați fost contactat de vreun oficial de la Ministerul Culturii? Ați avut ocazia să îi expuneți aceste argumente? Am discutat adesea cu Ministrul Culturii și eu personal nu pot să spun, vorbesc de scandal, pentru că treaba a fost în felul următor. Ministerul Culturii ne-a solicitat un punct de vedere în mod foarte, cum să spun eu, foarte nepărtinitor, care este punctul nostru de vedere privind această problemă. Noi am explicat-o.
Am discutat cu Ministrul Culturii personal și am găsit înțelegere la domnia sa. De altfel, aparițiile sale, după părerea mea, arată că există această înțelegere, după cum există de asemenea dorința legitimă să se construiască acest muzeu al Holocaustului. Și de aici probabil că apare un pic de tensiune din impresia că cele două chestiuni, și anume dezvoltarea muzeului Antipa și întemeierea și dezvoltarea muzeului Holocaustului, ar fi cumva antagoniste, ceea ce este fals. E, în realitate, așa cum v-am spus până acum, se poate găsi o soluție pentru o dezvoltare cu adevărat spectaculoasă și frumoasă a noului muzeu care se dorește a fi construit. Și din această perspectivă, mie mi se pare că poziția Ministerului Culturii este una constructivă, că încearcă să explice tuturor comunităților implicate care este semnificația acestei situații și sper în continuare ca și ceilalți factori implicați, pentru că la urma urmei solicitarea nu a venit către Ministerul Culturii direct, solicitarea a venit Institutului Vizor, este în subordinea Guvernului României și solicitarea a venit de la Secretarul General al Guvernului, deci trebuie ca mai mulți actori să înțeleagă aceste probleme. Evident că Ministerul Culturii le înțelege mai ușor pentru că se ocupă cu acest lucru, este ministerul care ne păstorește și e normal să înțeleagă mai ușor lucrurile acestea decât Guvernul României, care poate nu are competențe directe în zona aceasta decât prin intermediul Ministerului Culturii, și am toată încrederea că explicațiile care se dau vor fi suficiente ca toată lumea să înțeleagă și nu, cum să spun eu, nu că să accepte că, nu știu, nu e vorba de o cedare a cuiva, este vorba doar despre alegerea soluției cele mai bune. Soluția cea mai bună, în orice caz, nu este asta, din motive strict profesioniste pe care vi le-am explicat până acum. Pe cale legală există vreo variantă? Pe cale legală probabil că există, pentru că la urma urmei, terenul acesta este proprietatea statului român. Este proprietatea statului român, prin intermediul mond de fața Ministerului Culturii, administrator fiind Muzeul Antipa. Însă trebuie să vă spun că terenul acesta a fost în 1904, prin hotărârea Consiliului de Miniștri, se numea atunci, transferată de la Ministerul Domeniilor Publice la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice pentru înființarea și construirea Muzeului de Istorie Naturală. Asta a fost destinația pentru care el a fost transferat. Și de atunci, indiferent pe unde s-a plimbat Muzeul Antipa, pentru că trebuie să vă spun că de 15 ani Muzeul Antipa este în subordinea Ministerului Culturii, însă până atunci nu a fost așa. În majoritatea perioadei sale de existență, Muzeul Antipa a fost mai degrabă în subordinea unui minister al Educației și Cercetării, prin natura activității sale. Suntem un muzeu de știință. Vă spuneam că personalul este cel care, prin activitatea de cercetare pe care o face, generează acele colecții și din cauza asta subordonarea de-a lungul timpului a variat și în ultimii ani, într-adevăr, ne aflăm la Ministerul Culturii, indiferent pe unde s-a preumblat Muzeul Antipa, s-a preumblat împreună cu acest teren care a fost dintr-un început alocat pentru construirea sa și pentru dezvoltarea sa ulterioară, pentru că trebuie să vă spun, primul demers pentru dezvoltarea, pentru extinderea muzeului, atenție, muzeul a fost deschis în 1908 publicului, în 1911 deja Grigore Antipa solicita extinderea muzeului. Este același rit de dezvoltare pe care l-am exemplificat cu muzeul de la Berlin. Se întâmplă repede lucrurile astea. E normal să fie așa. Peste tot s-a întâmplat lucrul ăsta. Muzeul de istorie naturală de la New York, nu vă spun ce explozie a avut și câte clădiri au fost construite, pentru că asta este firea muzeului. Și ca administrator, administrator este muzeul Antipa. Nu ar trebui să aveți prioritate? Cred că avem prioritate, de aia la urma urmei lumea ne solicită lucrul acesta, ne s-a solicitat punct de vedere. Îmi place să cred că explicațiile noastre sunt suficient de clare sau, și dacă nu sunt, că le putem face și mai clare. Ați văzut recent, există de asemenea punct de vedere al comunității academice, al comunității civile care are competențe în zona aceasta de cercetare, de mediu, de natură. Am văzut recent, ieri, alaltăieri, punctul de vedere al Academiei Române. Vorbim aici de cele mai luminate minți ale acestei țări. Deci care... vă așteptați să aibă un ecou pozitiv toate aceste poziții, sigur, reacții? Dumneavoastră nu vă așteptați? Adică sigur, vorbim despre cele mai luminate minți ale acestei țări, care încearcă să convingă pe toată lumea de ce este nevoie să dezvoltăm Muzeul Antipa, de ce este nevoie să construim un nou muzeu, cel al Holocaustului, într-un alt fel și nu acesta, într-un fel mai bun decât acesta. Mă aștept să fie însușită aceste explicații, să fie înțelese la un moment dat și situația aceasta să reprezinte o oportunitate
Pentru că până acum despre extinderea muzeului sigur am vorbit în cadrul restrâns al Ministerului Culturii. V-am spus că planul acesta, proiectul acesta face parte din proiectul meu de management. Deci evident că el a trecut printr-o evaluare, printr-o comisie, a fost asumat de către minister, prin Ministrul Culturii de la acea vreme. Deci este cunoscut în comunitatea profesională de muzee, dar acum, iată, avem posibilitatea să vorbim despre acest lucru către public. Avem posibilitatea să explicăm publicului de ce este important acest lucru și personal sper că lucrul acesta se înțelege acum. Trebuie să-mi dați câteva cifre, câți bani aduce la buget anual muzeul sau ce investiții au fost făcute în ultimii ani, câți vizitatori, spuneați de... În 2008 muzeul a fost închis după 100 de ani de la deschiderea inițială și a fost refăcut complet timp de 3 ani. Aceea a fost o investiție majoră care a presupus refacerea muzeului. Forma în care îl vedeți astăzi este una nouă și este una extrem de apreciată de către public. Trebuie să vă spun, spre exemplu, că în anul trecut am avut peste 300.000 de vizitatori. Este o cifră importantă. Asta ne permite ca tot ce înseamnă activitatea curentă a muzeului, tot ce vedeți, expoziții, activități, tot să fie suportat din veniturile noastre proprii. Datorită publicului care ne trece pragul. Și de asemenea, asta este important din punct de vedere administrativ, dar mai important este rolul nostru educațional. Suntem unul dintre cele mai importante, probabil cel mai important punct de educație non-formală din România. Lucrul acesta și o parte din aceste activități desfășoară în curte așa cum este acum. Lucrul acesta e de o importanță covârșitoare. Vorbim aici despre educație, vorbim despre generația următoare. Toate muzeele din lume, cu câteva excepții, ele sunt finanțate parțial de statele respective. Pentru că, așa cum vă spuneam, în toată lumea, statul susține cultura. Este, la urma urmei, dovada identității noastre ca specie, dovada evoluției noastre ca specie pe această planetă. Și indiferent că vorbim despre muzeu de istorie naturală, deci suntem mai mult în zona de biologie și atunci termenul de evoluție are mai mult conotația aceasta de evoluție biologică, sau vorbim de un muzeu de artă, când termenul de evoluție are legătură cu evoluția noastră spirituală, la fel de importantă ca și cea biologică. Deci lucrul acesta este important în toată lumea. Este important și aici, și dacă există o instituție așa cum este noastră, care, după cum vă spuneam, poate să își susțină activitatea din activitatea de bază de muzeu, cred că este cu atât mai laudabil. Este ca un exemplu pe care trebuie încurajat, care trebuie urmat, dezvoltat, nici într-un caz descurajat, pentru că să blocăm, tocmai v-am spus, practic în formula actuală fizică suntem stagnăm, nu avem cum să mai creștem. Referitor la veniturile pe care le aduceți la buget, îmi puteți da o cifră? Nu pot să vă dau cifre exacte, dar trebuie să vă spun că veniturile aduse la buget înseamnă tocmai lucrul acesta, faptul că statul nu cheltuiește cu activitatea noastră pentru că generăm noi singuri bani ca să derulăm acea activitate. Deci nu, sunt mai multe forme în care se poate genera această, se poate vorbi despre veniturile aduse la buget. Și o ultimă întrebare, se vorbește în ultima vreme foarte mult despre subfinanțarea instituțiilor de cultură. E afectat și muzeul de această situație? Nu este afectat tocmai din motivul pe care l-am spus, că deoarece activitatea noastră este susținută în totalitate, practic tot ce vedeți aici, problemele care au apărut și care sunt reale în sistemul de cultură nu ne afectează în mod particular. Trebuie să vă spun însă că atunci când vorbim despre investiții, atunci când vom vorbi despre edificarea acestei construcții noi, atunci va fi nevoie de aportul statului, dar este normal să fie așa, pentru că la urmă noi muzeele sunt statul român. Muzeele sunt o parte a statului român, sunt un instrument prin care statul român promovează cultura în țara aceasta și nu doar în țara aceasta, pentru că sunt atâția turiști și sunt din ce în ce mai mulți. Există o strategie culturală a Bucureștiului prin care numărul acesta crește, diseminează cultura națională în afara granițelor țării acesteia, chiar dacă o face din interior. Deci este normal să fie susținută de către stat.